aproape 3.000 de elevi înmatriculați la liceul teoretic din Giroc, unitatea de învățământ este cea mai mare din județ, dar a reușit, în ciuda numărului uriaș de copii, să-i aducă pe toți la cursuri doar dimineața. Odată cu noul an școlar a fost inaugurat al treilea corp de clădire, unde, începând de astăzi, învață aproximativ 600 de copii. Dragi părinți, după doamna învățătoare, ca să ia. Cu aproape 120 de clase de copii, de la învățământ primar și până la cel liceal, Liceul Teoretic David Voniga din Giroc este cea mai mare școală din Timiș. Autoritățile locale au mai deschis un corp de clădire în care să învețe copiii din ciclul primar, astfel că cei aproape 3.000 de elevi pot să vină la școală într-un singur schimb, de dimineață. Am reușit să deschidem mai repede, pentru că termenul limită nu era 11 septembrie. Am muncit din greu ca să reușim acest lucru pentru confortul copiilor și al părinților din comuna noastră. Aici avem 24 de săli de clasă. În total, pe toată comuna, avem 117 săli de clasă. Dacă nu reușeam, probabil că erau clase care mergeau chiar în schimbul 3, adică să termine orele în jur de ora 8-9 seara. Clădirea, care este acum școală pentru sutele de copii, a fost unitate militară. A fost transformată cu aproximativ 5 milioane de euro fonduri europene. Infrastructura școlară începe să țină pasul cu dezvoltarea celei mai mari comune periurbane din Timiș, dar și una dintre cele mai bogate din țară. Încântați de noua clădire. Sper să fie totul în regulă, având în vedere că e încă șantier. E foarte important, mai avem un frățior noi, este în clasa 7-a și era mai dificil de la ora 12, având în vedere că au multe ore. Suntem bucuroși că ne aflăm într-o clădire nouă și frumoasă și avem oportunitatea să nu mai facem ore după amiază. Procesul educațional se desfășoară mult mai bine în orele de dimineață și copiii sunt mai receptivi, dar și pentru părinți. E important, pentru că mai ales copiii mici nu dau randament în perioada de după masă, e mult mai bine de dimineață. Suntem asaltați de cererile părinților care se mută în comuna Giroc și care sunt familii tinere care vin cu copiii și atunci, pentru că sunt ai noștri, atunci să fie ai comunității, atunci să fie și ai școlii. La nivelul județului Timiș sunt 50 de unități de învățământ unde copiii învață în două schimburi. Noua școală din Giroc va avea de anul viitor și o sală de sport nouă, dar și cantină și bazin de not.